Bună dimineața, dragilor, bun venit pe canalul meu, sunt Mihai Daniel. Swift, un procesator de plăți global, cred că cel mai mare, care procesează peste 5 trilioane de dolari pe zi, asta înseamnă 5.000 de miliarde de dolari pe zi, a decis să sisteze tranzacțiile către crypto exchanges, în speță către Binance, și limitează accesul utilizatorilor prin sistemul Swift doar dacă faci tranzacții de peste 100.000 de dolari. Asta înseamnă că fluxul de bani este gătuit, în traducere liberă. Da? Deci, dacă până acum, să zic, băncile, instituțiile astea financiare făceau tot felul de probleme, să zicem în ghilimele, că și aici e de explicat, acum lucrurile sunt și mai dificile. Bine, probabil vor apărea tot felul de companii suveică care vor face pool-uri de lichiditate și vor trimite sume mai mari de 100.000 de dolari către exchanges. Însă, cei de la Swift au luat măsurile astea probabil și în urma catastrofelor întâmplate anul trecut, da? Și ce vreau să zic este că în următoarea perioadă se așteaptă reglementări destul de serioase. Avem în februarie-martie EU MiCA, da? Și aseară sau ieri după amiază am pus un tweet în care spuneam că toată această perioadă verde, această creștere poate fi spulberată foarte ușor de reglementări. Și când zic spulberată, mă refer la foarte multe proiecte care cu siguranță vor fi afectate, probabil vor dispărea. Da? Această mișcare a Swift, da? Pentru mine este un semnal de alarmă extrem de puternic, da? În clipa în care unul din cei mai mari procesatori de plăți din lume, da? Începe să îngrădească accesul către cripto, e clar că ceva nu e bine. Și pe fondul a ceea ce vă zic eu, reglementările la noi, reglementările secolului în America, da? Nu m-ar surprinde ca anul acesta să vedem o schimbare majoră la față a întregii industriei cripto. Deocamdată văd că focusul multora e doar pe preț, pe ce se întâmplă, cei care sunt supărați pe viață că o să cadă. Mai e categoria de ultra-para-optimiști care de câte ori prețul crește un pic, ei, gata, deja văd Bitcoin și toată piața la zeci de milioane, la sute de mii. Dar în realitate am văzut de multe ori sunt știri extrem de puternice și acțiuni globale extrem de puternice care trec așa, neobservate. Și sunt tot felul de mici tamtamuri care zgârie la suprafață piața cripto. Da? Deci, din punctul meu de vedere, anul ăsta e posibil să asistăm la o creștere a gradului de complicații atunci când vine vorba de a accesa piața cripto. Da? E posibil să ne trezim la un moment dat că, hei, dar stai așa, că nu mai pot să trimit bani cu Visa în contul meu de exchange, hei, dar nu mai pot să fac nici transfer bancar, dar hopa, dar ce se întâmplă? Deci, e posibil să ne trezim într-o situație de asta. Altă situație în care ne putem trezi e că 90% din piața asta să fie declarată security token, adică nu utility token. În proporție de 98-99%, monedele existente acum sunt declarate sau autoproclamate token utilitari. Cum sunt, nu știu, tichetele astea de discount, de afiliat, de nu știu ce. Sunt discuții ample care o să le facem într-o zi aici să lămurim. Cu toate că poate pe mulți nu o să intereseze, dar eu zic că ar fi bine să fie făcute. Bitcoin. Din nou începe ziua cu o lumânare roșie. Din nou este într-o zonă de indecizie și din nou suntem acolo. Batem la ușa aia care trebuie să batem și anume la 20 moving average pe weekly. Adică la 23.184. Suntem acolo și probabil
există o șansă ca exchange-urile să facă acel push în care să furnizeze lichiditate și quanti și sistemele, algoritmurile să pușuiască prețul. În clipa de față, o mare parte din lichiditate este între 15.300 și 13.500, pe acolo, în zona aia e multă lichiditate, dar este lichiditate și în zona 25-26.000. E mult mai aproape piața de acea zonă acum, dar dacă nu reușim să spargem această barieră la 20 moving average, probabil vom revizita zonele sub 22.000, 21.500, 21.000, acolo, da? Deci, dacă veți vedea prețul în acea zonă în perioada următoare, să nu vă speriați, este oarecum normal. Am avut o creștere de lungă durată, o corecție este inevitabilă. Ne apropiem cu pași mari de final de lună și eu sunt ca și ieri cu ochii pe Ethereum. Cineva m-a întrebat ieri dacă este momentul să cumpere Ethereum. Ethereum este într-o corecție acum și nu mă va surprinde dacă l-aș vedea sub 1500 de dolari, adică pe la 1465 de dolari. La 1400 de dolari e un entry level foarte bun pentru Ethereum, din punctul meu de vedere, pentru cei care gândesc medium term și long term. Da? Cineva mă întreba, Daniel, la cât ai vedea Ethereum-ul? Anul ăsta sunt șanse să-l vedem pe la 3.000-3.300 de dolari. Asta e o părere personală, nu trebuie să mă luați pe mine în seamă, e doar o părere personală. La Bitcoin, anul ăsta, cu siguranță, cred că-l vom vedea pe la 45.000 de dolari. Dar trebuie să fim cu ochii cât cepele pe aceste reglementări care urmează și din Europa și de peste ocean, pentru că sunt extrem de importante și toată această creștere, tot ce se întâmplă acum în cripto, deodată poate să se schimbe în altă direcție. Dragilor, vreau să vă fac o mențiune. Am văzut că foarte mulți dintre voi vă abonați la canalul meu premium aici pe YouTube și vreau să fac o precizare. Sunt două variante. Este membru plătitor, unde aveți niște iconițe de membri și niște emoji, da? Tot felul de imagini care le puteți posta în comentarii și aveți prioritate la comentarii. Cam atât. Ăla este un abonament, am văzut-o pe la 10 lei. Abonamentul care eu vi-l recomand vouă și care cred că face sens în această comunitate este cel premium de analiză premium. Da? La acel abonament să fiți atenți, pentru că acolo vin în fiecare săptămână cu toate pozițiile pe care le iau eu în piață, cu analiză pe cel puțin 6 asset-uri, o analiză macro a pieței, da? Cu foarte multe date extrem de importante, da? Care să vă ajute în fiecare săptămână să aveți o viziune despre ceea ce se întâmplă în acea perioadă. Cumulat cu datele astea, vă recomand și cursul de 4 ore de pe mihaidaniel.ro. Întotdeauna las în descrierea videoului în fiecare zi link către acel curs, către pagina mea oficială. Încă o dată, atenție, au apărut iarăși impostorii, site-uri clonă, profile clonă cu Mihai Daniel. Dacă primiți mesaj de la Mihai Daniel, sunt șanse zero să fie în realitate de la mine. Da? Întotdeauna când am avut discuții cu oamenii, le-am și zis, dacă vrei să verificăm, facem un video call, e cel mai simplu. Cei care s-au lovit de clone, de impostori, când au cerut să facă video, a, nu pot, cum, dar cum îți permiți, dar ce, eu sunt așa, nu mă crezi. Deci eu n-am nicio problemă de genul ăsta, cine a vrut să facă call cu mine a făcut fără probleme. Așa că încheiem cu Bitcoin, care vă ziceam că e posibil să înceapă o corecție. Pe daily, stochastic RSI a început să o ia în jos, cu toate că piața nu se mișcă în jos, așa că nu mă va surprinde dacă vom testa un plafon gen 21.400 și cam aia să fie corecția și piața să-și rea drumul în sus. E un scenariu foarte posibil. Vă salut cu drag!